Bună ziua, oameni buni, eu sunt Adrian și bine v-am găsit la un nou episod de Sam pe serverul de Bizon. În acest episod aș vrea să vă arăt cam ce am făcut eu zilele astea și să vă spun de ce nu am putut să postez, da? N-am putut să postez ieri și alaltăieri, deoarece ieri am fost plecat aproape toată ziua, am ajuns pe la 7 și ceva acasă. După aia, când am ajuns acasă, am ieșit și eu pe afară. Iar alaltăieri chiar, nu știu, n-aveam niciun chef, să spun așa. Bine, nici timp nu prea aveam, dar nici chef să filmez. Așa că, na, am zis să filmez astăzi și cred că tot astăzi acesta să fie ultimul episod pe anul ăsta. Deoarece, nu știu dacă o să mai filmez mâine și duminică, o să vedem, dar mă rog, vedem. Noroc. Acum eu sunt duty la helper. La celor pe bănuiesc că știți cum stă cu sistemul ăsta nou de helper, pentru că mai am un episod, viața de helper. Stați să salut și eu. Noroc. Că abia am intrat și m-am apucat de filmat. Noroc. Da. Doi navi pula voi. Aaaa, bă, mutez. Ce e level 5, băi? Ce zice asta? Ce e level 5? Ultima mașină. La level 7. Pe aia o poți vinde abia. Da. Salut YouTube. Hai să salut și eu pe Ghost. Salut. M-a salutat? Da. De la ce level pot vine? Păi da, de la level 7 am răspuns. La ce level pot? Da. Cât costă level 75? Bă, ia stă-ți mă așa. Ce clean ăsta n-are nicio treabă, deci nu mai bag în seamă că văd că nu... Da, facepalm, clar. Cască mai cea pe voi, mă calcă cât costă toate levelurile. Dracul, sunteți, mă! Era o formulă de calcul puțin mai complicată. Cred că aici. Da. Am până la level... face așa. Level... ori 250 egal suma pe care o dai pe level 75. Da, așa este. Deci este level, eu am level 70 ori 250 și dau level 71, dau 17.500. Da. Asta e. Bă, am o adunătură de foi aici. Pentru că eu, dacă nu știu ceva, mă uit pe foile astea, le-am trase la ultimantă și mă uit, de exemplu, unele prețuri la mașini pe care nu le știu, le-am pe foi. E în aer așa. Rob.
mi-am luat și o cafea să beau, pentru că acum vreo 12 minute m-am trezit. Se vă las aici mașinile descuiate. O să las buletul și holtringul și panorama asta de cart care nu mai are nicio. Mă duc acum să se pună combustibil. Așa. Da, chiar o să vă arăt și hidden-urile pe care le-am pus pe Elegy și pe Infernus, că mi-am schimbat ieri hidden-ele. Da, acum o să vă întrebați de unde am eu Elegy. Păi, mă anulez. Să pun așa frumos în paranteze. Elegy-ul l-am primit de la prietenul meu, Audi, pentru că a văzut episodul al meu și am vorbit acolo că o să-mi iau un Elegy sau un Super GT, nu știu, să văd cum o să strâng bani. Și el a zis că așa de Crăciun, de Moș Crăciun, să-mi cumpere un Elegy. Chiar nu mă așteptam din partea lui, chiar a fost un gest frumos și mi-a mulțumit mult. Faza e că i-am și zis, mi-e place să muncesc pentru tot, pentru tot ce am eu, pentru tot ce vreau să-mi cumpăr. Și nu-mi place să primesc așa pe gratis. Ăsta e primul lucru pe care l-am primit și eu pe gratis de la cineva. Și anume Elegy-ul de la Audi. Am un car câteodată. A, și chestia. Mă rog. De asemenea, da, dacă vreți combustibil de calitate, veniți la Visul 69, care este tot al lui Audi. Bine, pe contul secundar al lui Audi S4. Bă, deci Mutex ăsta a luat o razna. Câte caractere poți pune maxim în adu? Bă, sincer, nu știu câte caractere pot spune maxim. Ba, picioarele. N-am calculat niciodată asta. Și joc de aproape 3 ani pe server și n-am calculat niciodată. Câte caractere. Mă rog. Da, atunci. Da, o schip. Bă, ce dracu să-i răspund ăsta, că nu știu. Serios, dacă știu să mă arăt. Hai să dau... deblochez și mașina asta așa. Da. Deci, în primul rând, mi-am pus pe Infernus hidden-ul 186 cu 175. 175 este portocaliu ăsta spre roșu. Am mai avut hidden-ul ăsta pe mașina asta. Primul meu hidden a fost 175 cu culoarea neagră. 175 cu 0. Și acum mi-am pus din nou 175 pentru că nu știu, mi se pare foarte șmecher. Și 186. Sau acolo ca să se vadă 186 park. Acesta este Elegy-ul. Am a trece cu ăla de vitrine. Mă rog. Da, pe Elegy mi-am pus hidden-ile 186 cu 233. Bă, poate mi se pare ciudat roțul ăsta și așa, dar mie mi se pare foarte șmecher că mașina asta este gen GDM, dacă înțelegeți, și chiar arată foarte șmecher pe o asemenea mașină tonată culoare de asta m-am deschisă. Am mai avut 233, dacă mai țineți minte, pe bullet. O să
Mă duc acum și eu la soc. O să mă duc la 14 secunde. Aici iată. Gift. Loc. Dar chiar mai trebuie să fac câteva puncte ca să fac vreo 100 și ceva la tot track. De asemenea să fac și bani pentru că nu prea mai am bani. Mi-au cerut mulți fani de mei bani zilele astea, dar chiar nu aveam unde să le dau. Ieri am făcut abia 83 de K, am muncit, am făcut la puncte de raport, da, mă rog că raportul este opțional, dar am făcut ca să fac niște bănuți și eu acolo. Am mai luat și vreo 25 de K sau ceva de genul la Get Gift și acum am 84 de K, mă rog, 88 de K, cam așa. Neața, Mutex, cum văd câte cadouri mai am dat la West. West Help. Eu am terminat questul de mult. Da, deci pentru cei care nu știu cât ține questul, questul mai ține până pe 31.12.2016, adică până mâine la ora 23.59. Ca să nu mai întrebați pe Help Me. Și primarul tot mâine o să se voteze, ca să știți. Sincer, nu știu cine candidează, știu doar în Cătălin. Robi și Old Nap, cred că, nu știu, ia Old Nap este. Da, ăsta Robi este, nu. Și Cătălin, care nu este nici ăsta, mă rog. Știu doar de ăștia trei că se candideze. S-a apucat și Mutex, pentru că și el a avut o perioadă în care s-a lăsat și s-a reapucat. Și a refăcut într-un fel clanul Atlantic Organization. Da. Bă, deci merge prostia asta foarte ciut. Și mi-e pasă că aproape toate gift-urile sunt pe Chiliad. Da. Trebuie să mergem până acolo. Da, nu-i bai, sper să-mi pice ceva bun. Ia. Ce am pe aici? Am 300 de gold. Da. Am făcut deja 730 km la buff-ul 400, what the fuck, ce repede. Pff. Da. Păi mai am de făcut vreo 3300 și fac achievement-ul ăla de 4000 de km cu motorul. Pentru că am doar cu mașina atâta. Și vreau să fac măcar și cu motorul, că n-am cu elicopterul, mă rog, cu avionul sau cu barca, nu cred că o să fac eu. Că, na, cu heliul mă prind doar când am nevoie, gen acum când merg pe Chiliad. Nu stau eu să mă prind cu elicopterul, mă prind cu mașinile, că de-aia le-am. Da, de asemenea folosesc elicopterul și la quest-uri. Când sunt pe clădiri sau ceva de genul. A fost destul de frumos pe aici. Suntem 4 online și 4 duty, clar. Hai că e bine. Bă, ce rect mi-am luat.
Un respect points, serios. Mă duc să mă omor acum. Mă duc să plâng în baie. Ia să mă duc spre ăsta. Ah! Mă rog. Hai mă, hai mă, hai mă. Ia. Ce-mi place când se aude. Se rup oasele. O să mergem frumos cu buff-ul 400 până la IQ, să iau un tow truck ca să mai facem niște puncte, că vreau să fac vreo 100 și ceva pentru achievul de 500 de tractori. Iam, așa. Îmi place să ningă. Bă, deci aici în oraș la mine ninge ca dracu. De la 7-8 dimineața cred că ninge. Și acum ninge dacă... Și ninge cu fulgi de ăștia margini cum ninge aici. Ba chiar ceva de genul ninge. Și se vede frumos. Sper să se așeze. Băi, transformator de aici. Ce vreau? Ah, da, să mă duc la hike, nu am uitat. M-am luat cu întrebările astea. Așa. Bun. Lasă. Da, așa. Bănuiesc că vă întrebați de ce dau eu debug mai întâi și după aia de spawn și după aia din nou spawn. Păi dacă dau așa, mașina se spawnează sau motorul se spawnează direct reparată ca să nu o spawnez distrusă și toate alea să mă duc să o repar eu la pay de spray, știți? Așa dau debug, dau de spawn, după aia spawn din nou și apare parcată. Acum hai să găsim niște mașini pe care le se tractăm. Văd că sunt aici la paintball. Îi prinde tampa fără. Tampa, tampa, tampa. Ia să văd că îi prinde tampa. Mm, 153. 153. Ce ai? Văd că ai vantezi. Ia mai acele motorete fără benzină. Ok. Mergi la motor și dă-i service tow truck și vin. Ok. Reformulează întrebarea. Ce dracu este drogi? Bă, aș primi, dar acum muncesc și eu. Muncesc. Păi, na. Hai să-i spun... Banii sunt singura chestie pe care poți să o tai când vin colindătorii, că nu pot să le dau mâncare, gen colat și fructe. Trebuie să le dau neapărat bani. Sau bunuri, mașini, chestii, dar... Na.
Mai bine bani și și-au ei ce vor ei. Bă, ăla s-a dus la motorul lui, nu? Aștept service contract. Mă rog. Venis în gilă și pe 193 de euro. Ia să mai beau puțină cafea. Băi, deci dacă vezi cafea, încercați cafea aia Chibo cu... Hai să iau și pe asta. Încercați cafeaua asta Chibo cu lapte. Cafea cu lapte, bă, deci e genială. Și puneți două pliculețe de zahăr, e foarte bun. Care este cel mai bun joc? Bă, cea mai bună mașină cu un buget de 100 de cam. Ar veni asta, cum zice, Tornado, care este 50.000, ce mai este Blista Compact și asta care este 83.000. Hai să-i spun Blista Compact pentru că este foarte bună. Blista Compact costă 83.000. Și chestia asta. Păi, bă, serios acum? Se lăsau în două cerbii speți afară. Ia stați puțin să văd ceva, eu repede. Așa. Așa, să vedeți și voi. Stați! Advent Calendar. Pentru cei care nu știu unde este Advent Calendar, intrați pe rpg.bizon.ro, dați la stats și Advent Calendar aici. Și astăzi suntem în 30, astăzi se dă la 12 level up la un singur jucător. Așa. La 12 se un singur jucător. Care mașină e bună de Fernus, clar, ce era. Costă să are să găsit. Bă, Willard, ai puțină răbdare, că trebuie să răspund la întrebările astea. Sunrise, unde trebuie și Sunrise? Ce s-a întâmplat? Stai. Bă, scuze, Win for Life. Aveam nouri. Ia să-i citesc aici colindul. Moș Crăciunul, tu la curvea noastră, nu mai vine la mulți ani și nu mai bine. Mai am una Moș Crăciun cu plete dalbe a căzut într-un canal, anul ăsta nu mai vine că e în comă la spital. Bă, bune asta, n-am ce zice. Felicitări. Trebuie să te faci poet. Nu știu dacă știți că este pe Facebook pagina aia Poem Porn sau ceva de genul. Și acum hai să văd ce vrea și Williard. Că m-a întrebat câți euro. Stai puțin. Șoc, păi pentru un an ar veni 10 15 euro, cam așa. Vreo 15 euro. Hai să-i dau și eu niște bani lui Win for Life, pentru că m-a colindat foarte frumos. Dacă e basic,
Dacă cu toate cadourile sunt la sol. Bă, sincer am uitat. Mai sunt și... Cred că la... da. Cine are mai multe ori... Băi, căcat acum vrei să spun fără wiki, păi serios acum. Păi să fac altă... Bă, sincer, da, este mai avantajos. Dar am și card. Bă, nu știu, nu prea. Mai bine... Da, deci dacă vrei să băgați bani în joc, mai bine băgați cu PaySafe, că e mai sigur. Avem aici și o promovare în direct. Ce-a întrebat ăsta? Cine are cine mai multe ore? Stați să vă uit. Stați, top players. Hai să vedeți și voi. Uite aici, vă uitați, stați, top players. Și cele mai multe ore jucate. Stați, sort by name. Unde dracu dădeam ăla? Așa. Vini care are 20.000. Nu? Da. Vini are aproape 29.000. Dacă am cumpărat poți spawna 4 mașini. Dacă ai cumpărat poți spawna 8 mașini. Bă, păi ultima dată am luat cu card, îmi spui și mie ce ID este culoarea de pe pătrunul tău. ID 155. Cum faci să nu mai rămâi fără mașină la terminarea jocului distribuitor de droguri? Păi, nu poți, așa este scris. La ce skill se schimbă vehicul la muncitor? De la skill 3. Și la skill, da. La skill 3 și la skill 5. Așa. Mamă, vin numai mie. Dacă chem pe unul să mă remorcheze, când vine, frate, aștept. Ah, serios? Nu mai e. Bă, puteți vedea informații despre jobul pe www.wikiviza.ro. Jobs. Mersi Remus, nu știam. Mă rog, hai că o să duc mașina asta repede și o să opresc episodul deoarece am filmat destul de mult. Am avut ce să fac în episodul ăsta. Am răspuns în aproape tot episodul, am răspuns la întrebări. Este, na, după cum știți, este o treabă destul de stresantă pentru că întrebările vin aleatoriu, pentru că suntem 3 helperi on duty și vin aleatoriu întrebările. Nu le alegem noi, vin pur și simplu aleatoriu. Și na, că mi-au venit multe una după alta mie și na. Asta e, faza trebuie să fie atent. Și trebuie să scrii mai nu ca să nu te încurci. Băi, cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă este așa, apăsați și voi butonul de like și pe cel de subscribe dacă sunteți noi. Mai am un butonul aici. Că voi a fost Adrian și Remus, care este aici în dreapta mea. Și let's play together. Baftă! So in love with you.